Y hubo cayó. Hubo cayó en la tenestru, ya al terminar de parar, ya por nu, nu, dar suntem optimiști, avem nădejde, așa cum ne-a învățat Părintele Galerii. Și apară în buletine ce ai vorbit acum despre studenția cu Părintele și doctoratul cu Părintele Galerii. Da, 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 da. Da, un buletin poate o sinteză, că nu are mult spațiu, dar Buletinul Centenar, noi voi ține un cuvânt și voi relua aceste cărbeie. Și câte minute să mi se dea acolo la facultate, o să vorbesc despre Părintele Galerii ca profesor, ca educator. Da. Da, domnul Bosan. Părintele profesor spuneați că Părintele Galerii era un profesor bun. Asta însemna și creierea îngăduitor cu notele. Cu notele? Da, știu de Părintele Săminoae. Iarăși. Știu de la doamna Lidia, că nu o să se face. Da. Că nu pica pe nimeni Părintele Săminoae. Adică interesant, că nu m-a studis acest lucru. Nu avea exigența didactică obișnuită convențională. Și cum problema, dacă și Părintele Galeriu, se împărtășea că în aceeași manieră. Și dacă de a apărea și această aspect. Efectiv, efectiv. Da, Părintele nu putea să fie altfel. Se știa, de fapt, era o legendă că nu se plică la Părintele Galeriu, că examenul se ia foarte ușor, că se iau note mari, dar ceea ce n-au sesizat mulți era faptul că nu erau foarte mulți de 10. Delso, având și seminarul, ne cunoștea destul de bine. Deci era, să zicem, lucrarea scrisă la curs, eram mulți, dar ne știa de la seminarul. Și 10 este numărat pe degete. Erau multe de 9 foarte multe, de 8, de... Da, și să vă dau un exemplu, de fapt două foarte scurte. Un coleg de-al meu, preot în Moldova, acum, nu-i dau numele, nu-i înțeles, vroia să-l puște și el la Părintele Galeriu 10. Nu era el strălucit, era cam de mijloc, dar a zis, băi, la Părintele trebuie să iau și un 10, să nu știu, că am luat un 10. Și a luat 9. Cum ne cum? 9. Mi-a spus la revedere, după 10 sau 20 de ani, nu mai știu. Zice, de la acel 9, eu nu am putut să-l mai tot pe Părintele Galeriu. Pentru mine, Părintele Galeriu, nu mai. S-a terminat. Dar asta a durat, zice, până, nu știu cum mi-a spus, până când m-am deșteptat și am zis, Părintele Galeriu, dar bine, eu am fost un nebun și cu tare. Deci, odată. Iar în partea cealaltă, țin minte că mai corectam împreună lucrări. În vremea din urmă, când Părintele preda metodica crederii religii, cu asta rămăsesc la facultate, era deja foarte vârstă. Eu eram deja profesor la etică, și catehetică, în urma părinților, după cum v-am spus, și erau multe lucrări. Și frate, și vin o să mă ajut. Și eu le citeam foarte atent, la un moment dat dau de lucrare, de care nu ieșea nimic. Zero bani, zero lei. Și am zis, părinte profesor, cred că ar trebui să picăm, ca să învețe și el ceva. Să învețe și el ceva. Părintele a luat lucrare și s-a uitat, era vreo două pagini scrise, zice, uite aici, nu zice rău, să știi că uite, uite, e ceva aici. A mai dat pagina, uite și aici, uite și aici. Bine, vreți, am înțeles, punem 5 și gata. Nu, nu-i punem 5, nu, îi mai dăm ceva, ca să nu-l rău. Nu pot să reproduc exact, dar a zis, nu-i punem 5 ca să nu-l rănim. Nu, i-a dat un 7. Deci cam așa se. Deci era îngăduitor la nivelul de jos, dar mai exigent la vârf, adică vârf obținea mai greu. Notarea părintelui era... Practic nu plăcea să lase lucruri. Era pedagogică. Mulți au luat-o drept slăbiciune. N-a fost așa. Nu, nici slăbiciune. Era un
fel de a fi la profesor. Dânsul nu vrea să rănească pe nimeni. Al picat în studență, au rănit, rând de rând. Chiar dacă merită să fie picat. Da. Eu n-am putut să procedez ca părintele, aici n-am putut. Așa. Dar până la urmă, n-am tăiat nimeni în cap, nimeni n-a rămas din cauza unei de cum i-am trecut și pe toate. Da, e de interesant să zici pe cineva să nu se rănești numai din asta. Da. Aș mai avea o întrebare. Vă rog, da. Se poate vorbi despre multă structură specifică a predicii părintele? Putem găsi la dânsul, dar ceva specific în arta omenetică, ca să zic așa. Ați vizionat multe predici. Nu, de-aia m-am iat de biserică, milioane de euro. Și am impresia că era ceva deosebit. Așa să spun câteva gânduri, dar m-ar interesa părerea noastră. Vă spun imediat, spun puține cuvinte. În primul rând, părintele scotea în evidență unicitatea persoanei. A oricărei persoane. Cu atât mai mult a personalităților. Deci, darul lui Dumnezeu și să fim fiecare unici în felul nostru. Asta cred că v-a spus tot la predicare. Ei bine, se poate vorbi despre o unicitate a predicii părintelui care e. Da. Deci, un specific. Nu, nu mai e. Să zicem, în a doua jumătate a secolului al XX-lea, nu mai era cineva la fel ca părintele care. Primul rând era om răbdării. Nu numai ca să asculți și ca să vorbești, trebuie să ai anumită răbdare și anumită așezare. Da. Deci această răbdare, această fire blândă a dânsului, îl ajuta ca să rostească plin de lege. Deci luăm oricare dintre predici și vedem o construcție, am zice, grea pentru ascultătorul grăbit. Erau și unii care, tot de care nu vorbește mult și așa, dar puțin. A spus Antonie Lomădeală la un moment dat, fost coleg cu părintele Nicolae Bordașu, Antonie Lomădeală zice, nu predicile sunt lungi, răbdarea unor ascultători este scurtă. Da. Deci vedem această construcție. Da. Trebuia să avem răbdare să ascultăm, ca să ajungem acolo unde trebuie să ajungem. Da. Evocați faptul că Uneori, da. Eu am văzut destul de des ceea ce am făcut. Și după aceea, incredibil, puteam să închide paranteze una după alta, se întorcea de la punctul de pornire. Credeți că acestea nu sunt specific părintele? Absolut. Și tot timpul dorința aceasta de a limita la aprofundare. Tot timpul. Deci așa pot să spun două vorbe, Mântuitorul, nu, limita la aprofundare. Mă fac așa o mică asociere. Nici Dumnezeu n-a făcut lumea într-o singură zi. Chiar de multe ori m-am întrebat, n-am răspuns, răspunsul la Dumnezeu. De ce lui Dumnezeu, a tot puterii, i-au trebuit 6 zile ca să creeze tot ce a creat? Putea să creeze tot singură clipă. E cam așa era predica Părintele Galilei. Așa, un răspuns îndrăzneț, poate să încerc iertare, să pot că, ca să ne învețe Dumnezeu pe noi, să facem lucrurile pe delete, pe rând, nu toate și totul odată, la fel și Părintele Galilei. Ne lua așa ușor, ca să pășim și să rămânem în cer. Să nu vedeți că aceste derivații, aceste paranteze, ca o menire ca să lărgească orizontul temei și în același timp să facă conexiuni, așa mă impresionează, conexiuni care al întâlnirii erau accesibile, nu? Erau multe întâlniri, au fost surprinzătoare. Și impresia mea a fost aceea că din aceste paranteze, aceste conexiuni de limbații, pe care apoi le închideam pasul cu pas succesiv, înapoi
Îi permit acest lucru. Automat. Învățăturile din natura lor sunt teoretice, până la urmă. Se supun al cuvântului. E bine, aceste paranteze, erau exemplificări. Erau legate de o carte, de un autor, de un filosof, de un sfânt părinte. Și sigur că asta trezea interesul. Și special făcea părintele trimite ca să ne îndemne să și citim. Vezi? Ca să mai luăm o carte de citit filozofie și au un sfânt părinte. Doamna Constanța, era și un auditor. Diferent de asta, să știu. Am mai puțin părerea pe care am venit voastră. Așa. Și ce vreau să spun despre pregătirea galerii și este ca și cum aș fi chemare cu un fund de gen. Despre modul de a fi. Ce vine în minte cu tine, cât se poate de rău. Părintele Doi a făcut de mic și corectele lui Sava. Și trăind în prezența lui Dumnezeu, nu își permitea să acționeze un punct de situație. Mă uita faptul în faptul că era ca și cum avea diferit de virulare. Odată era vorante de studiu, cum zicea, de politic, de teologie și studiu. Avea revina deschisă, o cercetare în Comina o aștepta, am înviat-o că Comina mea nimic și era sigură că nu avea niciun bani în lunar, dar când tot câți da. A fugit de prin răspunsul lui Dumnezeu și cred că a venit-o pe Comina. Multă vreme din Comina din materiul pe care îmi vrea și de care îmi vrea și de inima. A fost omul pe aici și îmi spunea, Părintele Galeriu m-a ajutat și m-a ajutat și m-a știut și început. Ăsta era Părintele Galeriu pentru oamenii, nimeni nu uita cum spune. Am avut multe întâlnări mai grele și vreau să vă spun că doar gândul la Părintele Galeriu m-a ajutat. Fiind în școală, cu un parcurs învățător. Aveam și copii foarte buni și părinți înțelepători și mai puțin înțelepători. Cei care îți creează probleme, ei au și pretenții și s-a și la tine să dea decât să arată cine este el. Doar pe cineva s-a pe la viața ta să vedea. Lui Dumnezeu, dar nu trebuie să trec clasă. Eu, pe poziție, nu pot să te trec, se înțelege. Ce e bun de acolo, de la sfârșit, de la sfârșit cu oameni. Părintele, ce zic, îmi gândeam, gândul, deci avea, ideea este să te gândești la cineva bun care te întărește. Să te descurci de că ești apoi să te iei după mintea lui, că dacă faci după mintea noastră, pentru tot greșit. Și zic, mă, cum fac? Este nici cu asupra, că trec, zic, trec măcar prin dreptul ferestei, Părintele Galeriu. Am trecut prin dreptul ferestei, prin dreptul lui Sfântul Copotniță. Am avut la lanță la biserică, nu mai chiar așa bisericoasă pe atunci. Și mă duc în școală. E, când mă duc, mi-am trecut, am trecut pe sabă. A doua zi era separat, doar cu de sfârșirea. Doar nu mai trecut. Vezi, la toată lumea, bine, bine, doamna aia, femeia aia, cu copiii, țipă, că copiii țipa, că după țipa era, ce are vrea să treia țipa și la după țipa mama, și țipa, țipă, puternic, meu. Zic, ah, e spulat, te-am trecut. Și adică am trecut doamna asta. Și în gândul meu, Părintele Galeriu, te-am trecut. Și asta ne rămâne de făcut. Că noi avem multe exemple și în cărți și din mintea noastră, nu e greu să le urmăm. Pentru că este un, ce acolo care te împiedică. Ce care nu-ți dă voie să ajungi și să duci pe o treaptă de unde ai putea vedea lumea cu ochii lui Dumnezeu. Și fiecare trebuie să vadă ca ce îi folosește lui ca să, vorba cu părintele profesor, să se ridice de la fiind pe o treaptă de unde nu mai spun. Și aici e problema ce se potrivește. S-a vorbit foarte frumos la când s-a scris părintele Galeriu, iar în toate predicile era vorba, am reținut-o, iar unul e Părintele preot, preot care era din convertit la ortodoxie și care a spus că Părintele l-a învățat să nu face pustii în mijlocul cetății. Deci tu trăiești în mijlocul cetății, dar ești ca și cum ai fi doar tu cu Dumnezeu cât de căsca de gura lui și de problemele ei. Dar lui și cred că așa era Părintele Galeriu. Era dat în analizul morții, până dincolo de vezi morții, dar când se adna și își făcea
pentru procese de cunoștință, poate niște pagini pe care se credea că găseam de către inima. Ce a spus Dumnezeu pe Iubi și a fost o mărturisire, sigur, o mărturisire. Vorba părintele egalului, vorba, vorba aduce. Țineți un pic așa ce face. Vorba, vorba aduce. Da. A, domnul Iubi, primiți-o în față. M-am ridicat în picioare
era părintele Dumitru Popescu, rector, cum spuneam atunci, decan, și zic, părinte rector, nu se poate, se pune în piciorul prea, uitați așa, 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 și dă și luptă. Și părintele care, toată lumea a rămas, părintele care a rămas stupefiat. Așa. Zic, bine, bine. Nu s-a aprobat, nu s-a aprobat la propunerea mea. Și a trecut, mi-a trecut și mie fervințiala, a venit ziua următoare și am început să realizez ce am putut să fac. Profesorul meu, îndrumătorul meu, cel care m-a promovat, eram la doctorat, în teza mea era susținută, altul putea să mă... Și acum m-am pregătit să mă duc la părintele Galil, m-am dus la părintele profesor, am greșit tare, nu cer iertare, nu, am vrut să, așa, dar am făcut un lucru foarte grav. Vă rog din tot să vreți să mă iertați și mi-e foarte rușine și stai, te rog, încetează. Încetează, gata, și-am înțeles, dar să știi că am rezolvat problema. Nu puteam să las acel suflet nemâncat, am rezolvat problema. Dar și, să spun, și aici, aici mi-am dat seama cât era părintele de sincer și de iertător și ceea ce nu știu dacă eu aș putut face sau altcineva. Când te înfruntă un tineret pe care tu l-ai promovat. Mi-a zis, zice, să știi că o scenă oarecum asemănătoare a fost între mine și părintele Branci. Era oarecare diferență de vârstă, dar eram foarte apropiați. Și la un consiliu profesoral, părintele Branci a avut o opinie și o altă opinie. Și deși ar fi trebuit să tac, n-am trecut, l-am înfruntat. Părintele Braniște s-a supărat, dar a avut o întâlnire ulterioară și a înțeles părintele și le-a zis, nu nimic a fost opinia ta, dar a trecut, a trecut, a trecut. Așa că și preția ta a avut un punct de vedere, ți l-a susținut și am încheiat povestea.